Fapte 8, de la 14 la 24. Apostolii, când erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei. Deodată vreau să vă spun, Petru și Ioan n-aveau parale. Ei îl aveau pe Iisus. Au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simeon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine îmi voi pune mâinile, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Da, să citesc altfel. Când om vrea să adiminească, da, cumva, să te cumpere, el zice, auzi, băieți, eu vă apreciez tare, voi sunteți bravo, Petric, Ioane, uite care-i treaba, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca, cu zâmbet, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâna să primească Duhul Sfânt. Parcă nu-i rău cum sună, știi? Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Tu îți dai seama, Petru, 40.000 de euro. Uite aici, tu ești pocăit, da? Tu cât coști? 70.000 de euro, ok, țin 70, dă-mi și mie putere, să piară banii tăi. Petru, dar tu și așa ai numai 2 euro în buzunar, să piară 70.000 este împreună cu tine. Nu se cumpără. Ascultă, vreau să-ți dau un sfat. Tu ai înțeles că ispita banilor trebuie să o miroși de departe. Da, tu lucrezi banii, lucrezi pentru bani, eu știu, ca să ai, să te întreții. Dar când e vorba de să te cumpere cineva cu ceva, tu trebuie să o miroși de departe. Ești de acord cu mine, creștini? Ține minte, în toate 21 de secole, dacă au căzut de la ceva vreodată creștini, asta a fost de la bani. Totdeauna, în toate secolele. Următoare, mândrie. A doilea dușman mare care o să lupte cu tine, asta e mândrie. Frați și surori, este cineva care se mândrește vreodată aici, în general, în viața lui, se mândrește. Noi deodată când auzim cuvântul mândrie, nouă ne pare că asta înseamnă că ai avere mare și te mândrești, nu mai știi de tine. Dar voi ați auzit vreodată de așa cuvânt? Mândrie smerită. Ați văzut vreodată mândrie smerită? El e mândru smerit, înțelegi? Pace, frate și surori, înțelegi? Frate, hai să mergi. Oh, nu trebuie. El nu zice că nu vrea să aibă treabă cu tine. Oh, nu trebuie, stai, frate. Înțelegi? Lui mor găinile, capra e bolnavă, înțelegi? Ține minte, există câteodată așa, când tu știi că ai mașină și ai niște bani în buzunar mai gros, și știi că la frate un pic e mai greu, îți vine, asta și la mine vine, la toți, îți vine să te apropii mai tare un pic, știi? Ca și cum ia ca să o apropie sfătuitorul, știi? Pentru că eu am un pic de mai mult. Și îți vine ispita asta în mândrie, știi? Ce-i treaba? Chiar dacă zici că să-l ajuți, auzi, stai, fă grijă, să te ajutăm, știi? Nu așa trebuie să fie, asta tot e o mândrie. Zici, auzi, azi e la mine mai bine, la tine mai greu, eu, cumva, frate, cu ce aș putea să te ajut? Din toată inima, că nu s-o mai avut ca tine. Sau... Noi nimeni nu avem nimic. Noi nimic n-am adus, nimic nu luăm din lumea asta. Dar cu ce aș putea să te ajut? Nu vine, știi, cumva, știi? O vine fratele cu binecuvântări. Știi? Asta tot e o mândrie smerită. Smerită, într-un fel. Și că fratele nostru se apropie de asta și zice, cu ce să te ajut? Te ajut cu ceva? Sau... Dar fratele, nu trebuie, roagă-te pentru mine. Și fratele nostru de la Londra, pentru că vine din Londra, în Franța sau în Italia, unde sunt mai puțini bani ca la Londra, se duce la gazda acasă și zice, frate,
Poate este nevoie, îți dau vreo 200 de lire pentru frate, dar fratele stătea la în colț și se gândea. Mic de statură, tot. Și dacă ceva, uite, îi dai așa, nu știi stânga de dreapta. Na, îi dai, dar asta la altă zice, nu, frate, el are în Franța 50 de magazine, ăla din colț. Și hrănește 20 de orfelinate el, ăla din colț. El n-are nevoie de banii tăi, dar ăsta a nostru deodată, știi, nu mai dă de din... El are 20 de orfelinate, el hrănește, el pur și simplu are nevoie de întărire în rugăciune, să fie întărit, știi? Mândrie câteodată, iarăși, uite, de la dușman la dușman, mândrie câteodată tot banii parcă vor să ți-o fac, știi, că tu ai fi cineva, sau... Vine așa un fel de mândrie. Unele femei se uită în oglindă, dar și se mândresc frumusețea lor până când se îngrașă un pic, dar când te uiți, când te uiți, sora e smerită. Ea că era mândră, pace, soră, pace, tăte era... Cum s-a îngrășat un pic, vorbim cu toate surorile, cu toate, înțelegi? Nu alegem numai pe ei, tot vorbim, înțelegi? Fratele nu vrea poate să vorbească cu toți, că înțelegi că el cumva o pierdut muncă, înțelegi? O chelit un pic și el după asta zice, vorbim cu toți. Înțeleg că ne apropiem de dosarul stării civile unde zice de deces, dar de atâta cât mai este timp, îi apreciem pe toți, îi iubim pe toți. Frate și soră, nu lăsa ca mândria, ispita asta a mândriei, deloc să nu te... Știi ce e interesant? Totdeauna când vine ispită la tine, spune pe nume, asta tu ești. Când tu îi spui ispită, asta tu ai venit la mine? Eu spun, se rezolvă multe lucruri. Uite, noi cu soția mea, noi am luat în casă, zic asta spre slava Domnului, peste 70 de oameni, din drum, care n-aveau unde locui, care pur și simplu luați de sub pod, alții n-aveau de lucru, români diferiți, ruși, moldoveni. Și noi luam și... Câteodată luam trei femei și ele dormeau toate într-o cameră, altădată patru bărbați și din lume, sau creștini câteodată. Și că trei femei vin în casă și ele, care 40 de ani, care 35 de ani, necăsătorite, care și cum, divorțate. Și acum eu înțeleg, ele sunt flămânde. Ele stau la mine în casă și soția mea vorbește, nimeni nu ascultă, eu vorbesc toate la mine. Eu zic, voi cumva aveți treabă cu curvie, cu chestiile astea? Nu ne-am așteptat să ne spui chiar așa. Gata, soția mea vorbea, toți o ascultau pe ea. Înțelegi? Mai, spui la spion în față, tu ești. Aha, gata, ne liniștim. Dar când tu te pricepi și o duci mai departe, și... țineam câte patru bărbați. Soția trecea din camera aia la bucătărie. Toți din urmă ei se uitau. Ea era îmbrăcat cu vincios, oricum, știi? Toți se uitau și eu deodată, vă place? Și ei, da. Eu zic, mie tot îmi place. Spune pe nume, ascultă atent. Când vreodată soția îți spune, ții, mândrule, cine din soțul a avut vreodată ca soția să-i spună, mândrule? Măi, numai trei ori ridicat, restul smeriți. Smeriți. Încă o dată întreb, fac ultima chemare. Cui vreodată soției a spus, mândrule ce ești? 8 au apărut. Ultima chemare. Cui vreodată soției a spus, să știi că chiar ești un mândru, dar tu aveai de dat un îndemn mâine la adunare. Ați avut așa? Bun, soțiile, cui din voi s-a spus, ești o mândră, nu-ți supăra de ești mândră? E că este femeie, măi, este surori. Nimeni. Pentru că știi ce spun ele? Chiar dacă s-a întâmplat asta, asta tot a fost din pricina lor. Sunteți de acord? Așa e. Soțul spune, tu doar te-ai enervat. Da, dar cine m-a făcut pe mine? Asta numai la mine în familie, eu înțeleg. Nu, se întâmplă, asta e la toți, asta e interesant. Când ți se spune, ascult, când soții nu poți să o minți, ei cu tine în pat, cu tine la masă, cu tine pe drum, dar ei știi tot în mișcarea ta și mirosul și tot. Și ea când îți spune ce e mândrule, nu te supăra totdeauna, uite la tine. Tu pur și simplu gândește că poate e, a observat la tine un spion care s-a lipit de inima ta
Și ia-i prietenul tău care iau să-ți spună cel mai drept. Chiar dacă ia s-ar greși undeva ceva. Mândrule, ești un mândru. Du-te, ok, înțeleg mândrie în bărbătească. Tu zici, auzi, lasă-o mai moale, liniștește, dar după asta te duci, cercetezi. Zici, Doamne, dacă spionul s-a lipit, te rog, dezlipește-l. Pentru că eu nu vreau să fiu mândru. Mândrie mă disparte de tine. Mândrie disparte de Dumnezeu. Hai să deschidem împreună la 3 Ioan, 3 Ioan, capitolul 1. Eu știu că Domnul dă nasul în jos la mândri tare. Eu odată am fost la o adunare, dar nu m-a început să mă predica. Început să mă avem vreun an de zile, început să mă predica și am ieșit în fața adunării, când frații m-au chemat, cu gândul, uite, ăștia vine dintr-un fel de, eu știu, mai din Basarabia, mai aprins, eu știu, la lui, măcar că nu sunt toți aprinși, aprinși care sunt cred în Domnul, ești, cu cât mai tare te încrezi, ești mai aprins. Și frate, hai vin, și eu, dar toți mă așteptau în biserica asta, uite, și chiar șopteau între ei, vine fratele Dumitru. Și pentru mine eu m-am mândrit, eu vă zic, eu m-am mândrit. Eu până la biserică am mers așa, dacă n-am auzit, fratele Dumitru a venit. Vai, îți dai seama, așa mă... Ei, dar eram și prostuț, eram încă tânăr. Și eu am venit, am intrat, știi, pace și eu, pace. Și când mi-au zis, frate, ieși în față, dar Domnul știut, a văzut mândria mea atunci. Și am ieșit-o în față și am predicat vreo 20 de minute. Frați și surori, fraților, să fiți tari. Dar în mine o mândrie, fălfâie, zvâcnie de nu mai știe. Și când m-am dus pe scaun, m-am așezat acolo, fratele de alături de mine zice, tu ți-ai uitat fermoarul deschis. Eu îți spun, ca Domnul, nimeni nu-ți dă nasul în jos. De atâta, smerește-te. Recunoaște că ești slab. Auzi, dar recunoaște slăbiciunile tale. Și eu am stat și m-am gândit, 20 de minute, am zis, fraților. Înțelegi? Mă iertați, eu despre mine recunosc multe lucruri. Ca voi să înțelegeți că eu tot om. Mândria. Mândria asta bate tare. 3 Ioan de la versetul 1. Prezbiterul către preiubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umble în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci, pentru frați și pentru străini totodată. Ce frumos, frate! Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Tu observi, erau legați de bani. Ei erau legați de bani. Am predicat, dați-ne bani. Ați observat? Ei au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Fraților, dacă ne duceți cu mașină și ne-ați mai luat o bucată de pizza, mulțumim, destul. Da? Uite-te, este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni. Îmi place versetul ăsta. Ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică.
Adică nici lapte nu beau, nici cu vacă nu mă duc. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Versetul ăsta tare îmi place. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre, despre cine? Dimitrie. Și noi mărturisim despre el și știm că mărturisirea noastră este adevărată. Și mai departe zice, când o să vin, o să mai spun lucruri. Uite-te aici, Diotref, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Spuneți, vă rog, există în fiecare biserică câte un Diotref? Diotref să ridice mâna, repede. Hei, da, o să se priceapă. Nu, ascultă, eu vreau să-ți spun, există și azi duhul ăsta lui Diotref. Dacă tu crezi, dacă este cineva care, și diotrefițe tot poți fi, câte o femeie, da? Dacă tu crezi că vreodată ești un diotref, asta poate să încurce lucrările lui Dumnezeu, tu cauți întâietate între frați, înțelegi? Dacă ești că cauți, asta e mândrie care te dă jos de pe cale. Nu căuta întâietate. Eu m-am dus, fraților, eu după ce am luat 3 ori locul întâi la Cântărețe Ruși, m-am dus după asta, am fost invitat într-o biserică în Londra, scânt. Dar eu mai știu acolo la chitară niște chestii așa, am mai învățat. Și acolo eu m-am apropiat și urma un frate să duc să cânte o cântare în față, dar el știe numai 3 acorduri. 3 acorduri. Și mie mi-a zis, eu am intrat și frață deodată. Dumitru, ai venit tu, te duci tu și cânti primul, știi? Asta însemna pentru mine... Eu să mă duc întâietate, știi, mie mi s-a dat. Eu am cântat și după asta fratele să zică, mie mi-e rușine să cânt. Zic, eu știu mai slab. Și eu am zis, frate, eu azi n-am să pot. O ieșit ălalt, o cântat, dar când el era cu mine pe scaun, alături pe scaun, stătea cu chitară în mână și eu zic, tu ai să cânti o cântare și el, îți dai seama. Și m-am bucurat, i-am dat întâietate, zic, să-i dai tare. El a ieșit, a cântat 3 acorduri, abia 3 acorduri. După asta s-a așezat și frații spune, slăvit să fie Domnul. El s-a mai uitat în urmă și a mai arătat la alții. Eu am zis, nu ies, ca să nu cumva să iasă, că el un pic să-l fac să dea un pas înapoi. Lasă-l să bucure azi, eu mâine să cânt. Nu căuta întâietatea ca eu când am să ies, știi? Aștia, predică cel cum predică, dar eu când am să ies. Sau, a făcut fratele ce a făcut, dar eu când am să ies. Nu căuta întâietate, tu dă întâietate la alții. Eu am studiat 2 ani de zile și evreiești și tot felul, pilda fiului risipitor. Știi ce înseamnă 2 ani studiez o pildă? Din toate colțurile am ascultat diferite. Pur și simplu am luat, zic, ia dă-să. După ce am studiat-o, am zis, gata, e adânc. Vine la mine în casă un om care s-a pocăit de câteva luni și zice, frate Dumitru, vreau să împărtășesc cu tine. Eu zic, hai, despre ce discutăm? Pilda fiului risipitor. Zic, dar eu în 2 ani am învățat-o tare. Și el îmi povestește mie niște lucruri, parcă de nimic, care eu alea în prima lună le-am găsit, înțelegi? Și eu lui, mie îmi vine să-i zic, auzi, frate, nu-ți supăra, dar eu asta o știu din toate colțurile. Îmi vine să fiu Diotref, înțelegi? Dar deodată l-am liniștit pe Diotref. Diotref, liniștește? M-am liniștit, m-am dat jos și zic, wow, cum tu ai găsit? Și cum mai departe acolo? Și el s-a întors până la urmă, stai că ți-arăt, nu te grăbi. Și el îmi povestea și eu îi dădeam întâietate. Și cum tu ai găsit asta? Wow, frate și soră, ascult, fii băiat înțelept, fii o femeie înțeleaptă. Dă întâietate. Amin? Amin? Pur și simplu ieși și dă întâietate. Un lucru care pe mine, nu că mă irit, că noi nu ne irităm, dar care mă face așa mai vulcan, asta e când cineva pur și simplu caut întâietatea la noi la biserică, vreodată, nu, rar se întâmplă, când caut întâietatea și încearcă vreodată să înjosească pe cineva care știe mai puțin. Vin ca un vulcan și zic, dar tu ce cunoști, că te cunoști? Ești tare, stai un pic. Asta numai în cazul când cineva se dă Diotref. Dar așa noi repede ne dăm întâietate unii la alții. Așa trebuie să fie. Că dacă nu mândrie te-a lovit.
De exemplu, când te întreabă cineva, dar la voi la biserică fratele Jean e prezbiter, dar mai e că la cine am stat în casă, am uitat numele. Florin. Dar Florin ce-i la voi? Florin e ușier. Tu trebuie să răspunzi așa. Fă invers. Spune, la noi, la biserică, fratele Florin e ușier. Și Jean-i prezbiter. Și Jean aude asta, nu se supără și zice, da, așa e. Da. Pentru că eu nu reușesc să zâmbesc la toți. Și nici n-am zâmbit ca la Florin. De întâietate, pentru că frate și soră, noi tare suntem unici, tare ești special în ochii Domnului și tu aparte, așa special, poți să faci lucrarea Domnului. Nu disprețuim nicio lucrare. Amin? Dăm întâietate unul la altul. Deci primul dușman ăsta e banii, a doilea mândrie smerită la pocăiți câteodată. Și a treilea, îl vorbim acum, dar a treilea lucru ăsta sunt femeile care au făcut pe frații cadă de pe cale. Sau bărbați la femeie. Vreau să vă dau o întrebare și voi să răspundeți-o sincer. Tu știi că în ziua de azi sunt foarte multe divorțuri și la credincioși în biserici. Noi în Londra pur și simplu ne-am săturat de divorțuri deja. Nu în biserică, noi la noi în biserică nu avem. Dar în majoritatea bisericilor tari, cu cor, cu tramboane, cu divorț după divorț. Fratele cu cinci copii, sora cu patru copii și cu soțul ei, ei pur și simplu divorțează, au cântat în cor. După asta se unesc un pește îi lasă și se duc și se judecă la judecata celor lumești. Pur și simplu că el a văzut-o pe soră, și lui a părut că e frumoasă. Ascultați, toate surorile sunt frumoase. Toate sunt frumoase. Eu mă uit la ele sunt frumoase, dar eu nu pot să stau să înghit. Uite, ei frumoasă. Înțeles, cuget la frumusețea ei. Mare treabă că ești frumoasă. Mâine îi se îmbătrânești și ești îngraș și mare lucru. Eu pe Domnul slujesc. Mare treabă, uite, fratele cu bărbuți, cu ochelari, înțelegi, cămașa, asta. Mare lucru e din pricina ta să cad, soră, trebuie să zic. Nici într-un caz. Ascultă, Domnul să smulgă din mintea ta vreodată, dacă te-ai gândit, de să ies să spun o poezie, cu gândul că mă uit la fratele care un pic îl simpatizează și spun poezia asta, Iisuse, tu ești lângă mine. Și te uiți. Și fără tine nu pot merge. Trebuie să fii atent. Eu vorbesc de ochiul sufletului, da? Cum se uită. Femeile, eu am făcut pe mulți frați să cadă. De atâta și în cazul ăsta trebuie de spus cum este. Mie un băiat din lume, Boris, îmi spune, Dumitru, soția ta e mititică, slăbuță. Dacă vezi una înaltă, o rusoaică, cu ochii albași, ce părere? Că ta-i mititică, mi-a disprețuia deodată, știi? Parcă eu aș fi mai înalt. Eu zic, ascultă care-i treaba. Dar Boris avea mașină Ford, Escort. Știți Ford Escort, mititică. Eu zic, Boris, uite acolo un Ferrari, vezi Ferrari? El se uită la Ferrari. Eu zic, du-te, urcă și fă un cerc pe aici, pe împrejur la magazin. El, ei, da, vine ăla, mă prinde. Zice, mie mi-e destul escortul meu, Ford Escort. Eu zic, Boris, tu ai înțeles pildă, da? Eu am acasă Ford Escort. Poate că văd pe drum Ferrari și prin adunări pot să văd Ferrari. Dar nu e meu. E Ferrari, dar nu e meu. Eu am Ford Escort. Și uite care-i treaba. Dacă cineva nu are grijă de Ferrari-le lui și eu îmi repar Ford Escort-ul, Spuneți voi, care o să arăte mai frumos? Da, eu am grijă de soția mea, nu te stresa, Tatiana, tot e bine. Las că rezolvăm, copiii cresc, că am stat cu copiii 20 de ani, după asta stăm cu nepoți încă 20 de ani. Strănepoți, nu ne stresăm, mergem tot înainte. Eu am grijă de Ford-ul meu, chiar dacă e Ford. Da?
Cine n-are grijă de Ferrari, el ajunge mai rău ca o Dacia din aia cu port bagaj așa. El ajunge mai rău. De atâta, frați și surori. Da, e adevărat, Domnul ne-a eliberat de duhul ăsta de curvie, dar asta nu înseamnă că tu ai scăpat de ispita asta, ea va veni să bată totdeauna. Spune ispita este pe nume. Ispita asta când vine, dați-mi voi să vă spun niște secrete despre ea. Când ea vine și tu poate nu te dai pe față că ești ispitit de curvie, tu nu spui la frați că te gândești că frații o să gândească, a, tu ești ispitit de curvie. Eu la mei spun, uite, fraților, ce ispită mi-a venit. Frate, bă, ne-am rugat împreună, trebuie să spunem unul la altul. Noi suntem soldați, ne tărâim unul pe altul, ne ajutăm, da? Și noi spunem, fraților, uite care trebuie. Pentru că când nu spui și ții în tine, se întâmplă câteodată, nu știu dacă ați avut, stai în vis și curvești cu altă femeie. S-a întâmplat la cineva? La mine s-a întâmplat. Eu n-am vrut, eu nu m-am gândit niciodată. Se întâmplă lucruri murdare în vis. Când vine ispita asta și în vis, bate-o din vis. Ai ieșit din vis, te-ai pus lângă pat, Iisuse, orice gând supus lui Hristos. Amin? Amin. Doamne, curăță visul ăsta. Câteodată poți să ai niște vise. Se întâmplă cazuri, noi cu frații vorbim deschis, mai direct, așa. Se întâmplă că fratele niciodată nu s-a gândit, dar ispita asta curvii vine ca și cum a dormit cu sora din cutare adunare, dar sora e fericit cu soțul ei, vine ispită, orice ispită, în orice formă n-ar veni, tu o bați și o faci rob ascultării de Hristos, orice gând. Amin? Mă iertați cumva, poate zic mai pe nume așa la lucruri, dar trebuie să le spun, că pe... totodată mi le spun mie. Doi Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 7. Fraților, asta a fost introducere. Spate-mi cum. Doi Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 la 7. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i putere, depărtează-te de oamenii aceștia. Versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Tu ai înțeles? Ispită. Unii cu Biblia, cu Filipeni și cu Efeseni, momesc femeile ușuratice care au batic în cap. Momesc femeile ușuratice care nu stau în Scripturi. Femeia ușuratică mai este femeia care soțul ei nu vrea să-i acorde timp și nu vrea să citească cu ea Biblia, măcar câteodată. Eu acum nu zic în fiecare zi. Știu, înțeleg că e greu, dar ascultă, întărește-o spiritual, vorbește din Scriptură cu ea. Amin? Amin. Surorile, sunt de acord? Pentru că știi ce se întâmplă câteodată? E că sunt, și eu am să vă povestesc câteva cazuri, sunt că ispita asta bate la toți în ușă, la toți bărbați. Îi cred numai pe ăștia de la 80 de ani în sus, pe ăștia îi cred, ei au scăpat. Și e că vine ispita asta și te duci și îi povestești lui soră. Soră, mai ales la fetele tinere, da? Când bărbați povestesc unii, trebuie să stăm în voia Domnului cât mai aproape de Hristos, înțelegi? Și sora, dacă e mai ușurat, înțelegi? Și Domnul spune că așa, și sora, da, da. Și unii eu mai ating, eu am întâlnit cazuri, mai ating pe mână, zice, las că totul să fie bine, hai să deschidem la Coloseni, înțelegi? Au deschis la Coloseni și încetșor cu Biblia o momit o femeie ușuratică. Mie mi-a plăcut un frate de la biserica neînregistrată din Rusia, pe timpul Uniunii Sovietice. Pe timpul Uniunii Sovietice. El era fugărit
fugărit de poliție, de KGB. KGB-ul pe urmele lui și el a ajuns din Moscova în Siberia. Dar el stătuse niște ani în pușcării buni pentru Hristos. Când el a ajuns în Siberia, el a știut că acolo la o casă trăiește o soră cu frate, familie. Poliția pe urmele lor, el la 12 noapte bate ușă, deschide sora și el îi spune, mă fugăresc poliția, sunteți acasă? Sora zice, da, dar Andrei, soțul meu, stă închis pentru Hristos a 6-le ani în pușcărie, undeva lângă Habarovsk, stă închis. Și el zice, ok, eu o să vin mai târziu, închis ușa și nu a intrat în casă. S-a dus și a dormit sub poduri, a dormit, a fugit, dar el nu a intrat la soră în casă. Ghici de ce? Și spune dacă a făcut drept. Da? Spune, te rog, dar el cu fratele Andrei au stat cândva împreună în pușcărie. Ei au fost bătuți alături pentru Hristos. Spune, de ce el a făcut drept? El oricum nu curvea cu sora aia, pentru că el era credincios, sora era pentru Hristos, el nu. Știți de ce? Pentru cugetul soțului ei. Da, eu am încredere în tine, numai te rog, nu vini tu la părtășie cu soția mea când eu nu sunt acasă. Pentru cugetul meu. Tu înțelegi ce zic eu? Un pic, nu, tu ești de acord cu mine? Cum n-am dat-o noi, când tu știi că ești într-o altă țară și lângă soția ta a venit acolo un frate la părtășie și stă la părtășie cu soția ta. Înțelegi? Da, e frate sau e tată, eu înțeleg. Frate și soră, hai ca să fii mai înțelept. Da, eu niciodată n-am de gând nimic, soră, eu Sfântul lui Dumnezeu, eu cred în Iisus. Dar pentru cugetul fratele, ți închipă când el stă în pușcărie acolo și află că fratele cu tare a stat 3 zile în casă la soție. Și lui poate să-i treacă prin gând. Și așa el are diferite lanțuri, dar lui se mai adaugă la lanțuri acolo. Înțelegi, durere. Mai bine, soră, eu tare te iubesc, dar uite, soțul, îți vei acasă. Și noi venim. Ca mă deprind să vin la tine când soțul nu-i și intră în deprindere. Știi, mai bine nu. Da sau nu? Frați și surori, mai este câteodată câte o minciună de asta. Hei, lasă mai mare, dar nu mai sunt eu chiar așa. Lasă, vii, frață. Auzi, nu-mi spune tu mie. Tu dorești om ca și mine, din carne. Ai simțuri. Nu ești robot. Fă mai bine așa. Unii momesc văduvile. 2 Petru 2 cu 14 zice că ei momesc sufletele nestatornice. Spune pe nume la lucruri. Amin? Uite, la noi a fost un om, a venit din Constanța, ca și cum, de la o biserică. Și el, că el e credincios, slavă Domnului, ne-am bucurat. Voi vă bucurați când vine cu un frate din țară sau din altă parte și se adaugă la biserică. Numai nu-mi spuneți voi mic, voi deodată credeți că el e băiat de treabă. Nu, voi doar îl cercetați, vedeți, și dacă îl vezi că el se supără pe mine, nu m-a pus la îndemn, zice, tu peste un an îți dai îndemn. Dacă te-ai supărat, asta e clar. Dar el a venit și a ieșit cu noi la evanghelizare în piață. Și vestea Evanghelia, de Biblie cu noi împreună, la arabi, la toți. Și a zis, Dumitru, ce-mi place lucrarea. Și la un moment dat, o soră mă sună și îmi zice, frate Dumitru, cu tare frate, nu-i dau numele acum, deci cu tare frate a zis că poți să mă înveți la pian. Poți să mă înveți la pian, că el e pianist. Și a zis că pot să vin la el acasă și să mă înveți la pian. Dar el căsătorit. În țară, nevastă cu copiii. Nu mă vezi cum lucrează diavolul. Dar noi suntem acolo ca să veghem. Prezbiterii, ei trebuie să spună cum este. Pastorii spun cum este. Chiar dacă sună câteodată prea dur, dar trebuie spus. Și eu zic, nu e nicio problemă, soră, asta e depreciat, asta e... Eu niciodată nu vreau să refuz din prima. Chiar dacă cercetez, nu refuz. Eu zic, lasă-te înveță la pian, numai că eu am acasă, tot am pian și poți să te înveță la mine acasă, la pian. Hotărâți o oră, la orice oră la mine soție acasă și te înveță la pian acolo. Stăm și noi și scriu, luăm notiță dacă trebuie. El a sunat și a zis, frate, uite, fratele Dumitru, a zis că să mergem la el să ne înveță la pian. Dar tu ce ești proastă al Dumitru? Dar tu ce, pe Dumitru te manipulează? Deci, tu numai să vezi cum, tu îți dai seama. De atâta, frați și surori, trebuie de vegheat.
Și eu nu sunt de acord că o fetiță care a început să se dezvolte un pic și sâni și așa, să vină un frate în casă, dar zic, ia, vin, vin la mine în brață, nu se poate. Ea deja are simțuri, nu se poate. Numai dacă e tata, bunicul. Da sau nu? Ea are simțuri, nu se poate. Noi copiii de mici trebuie să învățăm ca să fie atenți în toate lucrurile. Amin? Amin. Fraților, trei dușmani mari care vor să bată. Aștept, banii, mândrie și femeile, care au bătut din toate timpurile. Banii, mândrie și femeile. Și vreau să-ți dau o întrebare. Soră, uite, când tu te îmbraci, tu te îmbraci cu gândul că te duci să te vadă Domnul Iisus? Dacă tu te îmbraci așa, și te îmbraci așa și pe drum, și viața ta de zi cu zi, tu te îmbraci cu gândul ăsta, Domnul să te binecuvânteze, toată viața ta. Dacă tu te îmbraci, zic, când te gândești că eu spășesc, și când toți o să uite și o zic, Domnul să smulgă asta din creierul tău. Amin? Amin. Și frață tot așa, da? Fraților, da? Vreau să întreb acum, să ridicați mâna. Când ridici mâna și recunoști spionul, tu pur și simplu te eliberezi. Spune sincer, dintre aceștia trei dușmani, banii, femeile și mândrie, sau la femei bărbați, este aici un om care îi bate în ușă măcar unul din lucrurile astea? Pur și simplu recunoaște. Uite-l, recunoaște. Ascultă, când tu recunoști, tu pur și simplu te eliberezi. Când tu recunoști, jumătate din gunoi a plecat. O rămas să mai lupți aspru cu tine la jumătate. Aia la altă rugăciune, da? Și cu ajutorul Domnului Iisus, tu te eliberezi. Când adevărul te face liber. Dacă pe tine te bate, luptă în sfera aia, ai depistat dușmanul, luptă în sfera aia de, aha, cu banii, ok. Eu m-am dus la lucru, mi s-a oferit cu 200 de euro mai mult sau cu 1000. Bun, ispita banului, vreți să mă prindă? Ok. Cu cât mai mult mi se dă? Cu 400. Bun, 200 dăm la orfani. Și diavolul zice, de exemplu, haide să-i dăm la ăsta cu 2000 în plus, să-l cumpărăm mai tare. Ok, 1500 la orfani. Și lasă-ți de 2 milioane, ok, 1.900.000 la orfani. Lasă-ți de să vedem cât o să poată așa. Numai să nu te cumpere. Amin? Amin. Amin.